Timp de trei secole, Basarabia, adică jumătatea răsăriteană a Moldovei istorice, a fost revendicată ba de România în virtutea dreptului istoric, ba de Rusia și Uniunea Sovietică în virtutea dreptului forței. De cele mai multe ori a câștigat Rusia, însă astăzi, la începutul mileniului 3, soarta Basarabiei este mai neclară ca oricând. Sub ochii noștri se scrie istoria ei pentru următoarele sute de ani. Chiar în aceste luni și în următorii 2-3 ani, Basarabia va trebui să aleagă între civilizația europeană, din care face parte și România, și zona de influență a Rusiei, care înseamnă sărăcie, crimă și tentații dictatoriale. Republica Moldova, așa cum arată astăzi, este sortită mediocrității și nu are niciun viitor. Ori Europa, ori Rusia. Cale de mijloc nu există. România a ales, mai de voie, mai de nevoie, România va fi peste puțini ani o țară cu adevărat europeană. Deocamdată, Moldova oscilează, iar mâine va fi prea târziu. Trebuie să recunoaștem că rare ori s-a întâmplat în istorie să existe un teritoriu atât de mic și atât de disputat. De cele mai multe ori, Basarabia practic nu a avut de ales în fața voinței celor mari. Anexarea Basarabiei de către Imperiul Țarist în 1812 a produs schimbări importante atât în structura etnică a populației, cât și, mai important, la nivelul mentalităților. La acea vreme nu existau concepte precum statul-națiune. Europa națiunilor avea să se nască abia la sfârșitul secolului al XIX-lea. Basarabia însăși nu era un teritoriu unitar, ci doar o jumătate a Principatului Moldovei. Astfel încât nu se putea vorbi de o conștiință națională basarabeană distinctă, problemă rămasă nerezolvată până astăzi, după 200 de ani, când adepții moldovenismului primitiv încearcă să legitimeze o națiune inexistentă, națiunea moldovenească. Basarabia era partea din națiune cea mai dureroasă, o rană vie, continuă, pentru că era în calea imperialismului ruso-țarist, în drumul lui de expansiune pe orizontală, până la Marea Egee și Marea Mediterană. Acolo era durerea cea mare a poporului român. La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, Imperiul Rus cunoștea mari frământări politice, care erau reacții ale societății la refuzul clasei conducătoare de a introduce reforme sociale. În timp ce Europa experimentează reforme din ce în ce mai moderne, Rusia se încăpățânează să rămână o societate feudală, avându-l în fruntea sa pe țar, întruchiparea divinității pe pământ. Apoi vine primul război mondial, Marele Război, cum era numit în epocă, și odată cu el se clatină cel mai mare imperiu euroasiatic. Era începutul Revoluției. Revoluția rusă din 1917 s-a datorat la două greșeli pe care le-a făcut clasa conducătoare recte, țarul Nicolae al II-lea. Prima greșeală, când a început războiul, primul război mondial, în august 1914, a dat un decret în care interzice consumul de alcool în armata rusă. De sus până jos. Rușii nu pot trăi fără alcool. Nu pot trăi. Și după 2 ani, erau nemulțumiri mari în armată, că nu se consumă alcool,
În ianuarie 1917, țarul Nicolae al II-lea a dat al doilea decret în care autoriză consumul de alcool numai de corpul ofițeresc, nu de trupă. Și a creat astfel un război intern mut între corp ofițeresc și trupă pe chestia consumului de alcool. Și revoluția a pornit ca un fel de revoltă a trupii împotriva corpului ofițeresc. În spatele acestui război dintre trupă și ofițeri era ceva mai mare. Exact ca Revoluția franceză, în spatele Marii Revoluții franceze a fost o luptă de rasă între gali și franci, și Revoluția rusă a fost la fel, o luptă între învinși care erau slavi și mongoli și mahomedani și de toate naționalități, împotriva clasei conducătoare care era germană, care erau varegi. Undeva, la marginea Imperiului Rus, se afla Basarabia, gubernia liniștită și aproape uitată dintre Nistru și Prut. În Basarabia, lucrurile se mișcă întotdeauna cu mare greutate. Printre boierii apatici și în mare parte rusificați, se află însă și personalități puternice, pe care istoria le-a uitat, dar care au jucat un rol de seamă în închegarea conștiinței naționale. Unul dintre ei este Vasile Stroescu, un personaj de roman istoric și un mare român, un om care își merită locul în manualele de istorie, dar care a rămas aproape necunoscut până astăzi. Din 430 ceva de familii aristocrate, la 1910 de pildă, doar vreo 131 sunt românești. Și, din fericire, printre cei care pot fi numărați în această aristocrație este un Vasile Stroescu, un mare român. Un om care, de fapt, este din părțile Hotinului și care studiază în Apus, studiază în Germania și apoi în Franța, care, pe urmă, se străbate tot spațiul românesc. A fost și la București de mai multe ori și mai ales în Ardeal. În Ardeal a fost de numeroase ori și el cunoaște acest spațiu românesc. Și cunoscându-l încearcă să acționeze pentru că avea bani. Este unul dintre foarte mari bogătași ai Basarabiei din acest moment. Este mare crescător de cai, cavaleria rusă, de fapt, caii lui Stroescu în calecă. Este un mare crescător de vite, de porci pe care exportă în Germania și are foarte mulți bani. Și cu banii aceștia el vrea să facă ceva. Și vine la București și propune, el este primul care propune crearea unei catedrale a neamului în perioada aceea. Urmau, sigur că banii pe care i-a dat el nu ajungeau pentru o catedrală. Urma ca statul român să pună și alții. O statul român n-a mai pus și banii au fost folosiți pentru construcția unor școli, tot au folosit la ceva. Dar el se duce în Ardeal și în Ardeal dă acești bani pentru salvarea școlilor confesionale românești amenințate acolo cu maghiarizare. Și dă foarte mulți bani. E surpriza lui Sextil Pușcaru, memoriile lui o afirmă, că odată ne-am trezit cu milioane asupra noastră. Nu știam de unde vin și când am aflat de unde vin, ne-am bucurat atât de tare, ne-am bucurat pentru că am descoperit un suflet românesc, dincolo de granițe artificiale. Este o bucurie de asta. Vasile Stroescu este deci unul dintre aceste aristocrați. Vasile Stroescu a fost un moșier latifundiar din Basarabia, care a murit fără soție, fără copii și care toată averea și-a transformat-o în aur
l-a adus în București, înainte de primul, mult înainte de primul război mondial, a donat-o Academiei Române cu un testament și cu trei condiții. Trei condiții. Să se dea burse la tineri studenți. Doi, bursele să nu se dea la basarabeni, pentru că basarabenii cu bursă se duc să studieze în Ucraina și în Rusia și sunt tot deznaționalizați. Bursele să se dea cu selecție pentru studenții din Moldova, Muntenia și Oltenia, cu selecție, că ei când se duc în străinătate, în Germania sau în Franța, se întorc în România și servesc România. Dar bursele să se dea cu preferință tinerilor din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. Pentru că ăștia sunt nu numai cei mai năpăstuiți, dar cei mai mari patrioți și mai devotați idealului național. Și aceste burse au fost date în cei 20 de ani dinaintea primului război mondial, până a devenit România mare și a contribuit mult la întregirea națională, Vasile Stroiescu. Și guvernul român dădea bani, în special dădea bani Tache Ionescu. Tache Ionescu a fost foarte generos cu românii din afara hotarelor. Tache Ionescu, dar și Ionel Brătian. Și se trimiteau bani anonimi și banii erau transportați de niște ciobani care treceau cu oile peste munți. Pentru că nu era voie de trimis bani și ungurii nu acceptau să se financeze școlile și bisericile române. Și banii erau trimiși ilegal. Se pomenau cu bani fără să știe de unde vin. Dar, uite, nu-mi vine minte, dar era un cioban celebru care băga banii sub blana oilor la vamă, ca să nu vadă vame și unguri. Aducea banii sub blana oilor. Prima donație pentru Catedrala Neamului a fost făcută din banii lui. Da. Dar nu s-a fixat locul. Nu s-a fixat locul, nu știu. El a murit în 1927. Revoluția rusă a avut două etape. În primăvara anului 1917 are loc Revoluția Democrată, care culminează cu abdicarea țarului Nicolae al II-lea și cu formarea unui nou parlament și a unui guvern provizoriu, guvernul Kerenski. Aceasta este, practic, Revoluția Rusă. Pentru prima dată în istorie, Rusia este o țară democrată. Însă democrația rusă avea să țină doar câteva luni. În toamna anului 1917 încep agitațiile bolșevice, iar în luna noiembrie are loc lovitura de stat condusă de Lenin și Trotski. Interesant este că ambele tabere încleștate în primul război mondial contribuie la prăbușirea țarismului și la instalarea unui nou guvern în Rusia. Aliații din Antanta pentru că doresc o Rusie întărită, capabilă să suporte războiul, iar puterile centrale fiindcă urmăresc dimpotrivă destrămarea Rusiei și ieșirea ei din război. Astfel, țările Antantei sprijină guvernul Kerenski, iar după victoria lui, Germania finanțează cu sume uriașe mișcarea bolșevică. Și după mai puțin de un an, ambele tabere constată că au făcut o mare greșeală, dar deja este prea târziu. Rusia se schimbă radical, se întoarce împotriva întregii Europe și încearcă, timp de un secol, să schimbe istoria lumii. Războiul accentuează tot. Și războiul pune în prim plan, de fapt, tot ceea ce însemna Rusia aceea imperială, care e în criză. Războiul scoate la iveală criza. O criză care exista și anterior războiului, dar care acum efectiv
o găsești manifestându-se în viața aceasta cotidiană. Toți o resimt. Este o puternică stare de criză pe care o trăiește un imperiu atât de multinațional, atât de diferit în numeroasele sale componente cum este Imperiul Rus. Toată situația din Rusia se tulbură. Se tulbură atât cu intervenția bolșevismului și a propagandei bolșevice. Rusia este, dacă vreți, acum o confruntare. O confruntare între tot felul de influențe. Și unde influențele, pe de o parte din partea Antantei, pe de altă parte din partea Germaniei și Austro-Ungariei, sunt influențe care se încrucișează. Și sunt foarte puternice în Rusia acestui moment. De fapt, bolșevicii sunt clar încurajați de germani. Așa cum ceilalți, nu revoluționari, să spunem, lui Kerensky, fuseseră încurajați de către Antantă, de către Franța, de către Anglia. În România situația se schimbă radical după ce Rusia, de fapt, va ieși din război. Practic, ea iese din război odată cu începutul acestor masive dezertări ale trupelor, dar după victoria lui Lenin în Rusia, ea va ieși și oficial din război. Aceasta a și urmărit, de altfel, Germania, când a încurajat bolșevismul, ca să aducă Rusia, să scoată Rusia din război și să-și concentreze apoi toate eforturile sale în apus împotriva Franței și împotriva Angliei și să câștige războiul. Asta era intenția Germaniei. Și chiar se părea că a reușit, pentru că, până la urmă, Rusia va ieși din război. În contextul acesta, ceea ce se întâmplă în Moldova, de Moldova de dincolo, de Prut, acum în Basarabia, trebuie legat strâns de ceea ce se întâmplă în România. Și să nu uităm că Rusia și România sunt acum sunt țări aliate în război. Nu? Sunt țări aliate și din cauza acestei alianțe și din cauza fricii pe care guvernanții de mutați acum de la București la Iași o au în fața unei cotropiri și a Moldovei, pentru că exista această mare teamă, exista că va fi cotropită întreaga Moldova și de fapt toată țara, de fapt, își va pierde identitatea politică. Nu? Și atunci tezaurul României, în două rânduri, este tezaurul băncii naționale și a multor persoane private, a multor alte ministere, nu? Este dus la Moscova. Atunci a apărut o soluție necesară. Pe urmă s-a dovedit că a fost o soluție foarte proastă. Nu se știa ce se va întâmpla odată tulburându-se ordinea, odată dispărând structurile de stat sau slăbind. Dar în februarie încă nu slăbesc structurile statale. Se schimbă doar la vârf, la vârful puterii, nu? Se schimbă țarul și se transformă imperiul, adică, mă rog să zic, într-o republică. Nu? Este de fapt această revoluție pusă la cale în bună măsură și de către Antantă, de serviciile Antantei, care și-au dat seama de un lucru, că sub țar Rusia nu mai poate rezista. Nu mai poate fi acel aliat de nădejde de care ei aveau nevoie. În prima parte a anului 1917, opinia publică românească părea favorabilă Revoluției Ruse. Țarul Nicolae al II-lea abdicase deja, iar presa vremii saluta schimbările democratice de la Petrograd cu un amestec de speranță și neliniște. Neliniște pentru că în tabăra aliatului rus începeau tulburările. Titluri precum O nouă Rusie s-a născut sau În jurul Marei Revoluții Rusești sunt frecvente în ziarele românești. Tonul general era însă optimist. Nimic nu prevedea dezmembrarea totală a armatei ruse și războiul civil ce avea să înceapă odată cu lovitura de stat bolșevică. Imediat după ce bolșevicii au luat puterea la Petrograd, presa românească a început să privească cu alți ochi evenimentele din Rusia. Nu mai era O nouă Rusie, ci Infernul Rus,
Nu mai era prezentat noul guvern democratic, ci se vorbea de nebunia roșie și de anarhie și teroare. Dincolo de Prut, în Basarabia, lucrurile începeau să se miște mai repede decât în Transilvania, dar mult mai lent decât la Petrograd și Moscova. Însă atât de tulburi erau evenimentele din toamna și iarna anului 1917, încât cu greu poate fi găsit un fir călăuzitor al istoriei. Perspectiva de astăzi, când unirea pare un proces ce s-a desfășurat treptat și ca o necesitate, este greșită. Chiar și personajele importante ale vremii, elitele politice și culturale și făuritorii de mai târziu ai Marii Uniri, au avut evoluții contradictorii. Ion Pelivan, un mare român basarabean, sosise la Chișinău cu misiune de la Petrograd, iar Ion Inculeț, viitorul președinte al Parlamentului Basarabean și unul dintre făuritorii Unirii, sosise și el la Chișinău ca tânăr propagandist bolșevic. Lenin, când a aflat de sfatul țării, l-a chemat pe un student român care era la Facultatea de Științe de la Petrograd, Ion Inculeț, Vania Inculeț, era student, termina studiile de fizică și chimie. L-a chemat, era membru al Partidului Bolșevic și l-a trimis ca politruc la Chișinău cu această expresie: vezi ce fac imbecile aia de la Chișinău, du-te acolo și supraveghează pe proștia aia, să nu facă vreo prostie. Că nu se știa ce se întâmplă. Vania Inculeț a venit la Chișinău și mi-a povestit martor care l-a văzut cu ochii lui. Era îmbrăcat în salopetă de muncitor manual, avea cizme de soldat, avea o șapcă de minier, a coborât în tren în gara Chișinău, unde erau sute de persoane, s-a așezat cu fața spre vest și a ținut discurs arătând cu indexul: acolo e dușmanul ereditar al Moldovei, România. Ăstea sunt dușmanii noștri de moarte, de care să ne apărăm. Până s-a întors cu fața spre est, a arătat cu indexul spre Moscova: acolo e mama noastră protectoare, Moscova, acolo este viața noastră. Asta mi-a povestit, când făceam serviciu militar, mi-au povestit persoane care au văzut cu ochii lor această scenă. El a venit, ce-a discutat cu Pan Halipa, ce-a discutat cu Ion Pelivan, cu Buzdugan, cu ce, că ăștia l-au ales președintele sfatului țării. Păi, că era politrucul de încredere al lui Lenin. În timp ce la Chișinău sfatul țării vota independența Basarabiei și toate semnele arătau că ea se va uni în cele din urmă cu România, un personaj interesant al Revoluției plănuia crearea unei republici sovietice române cu capitala la Iași, membră a Uniunii Sovietice în formare. Paradoxal, acesta era cetățean român. Cristian Rakovski, un evreu român de origine bulgară, aderase la mișcarea socialistă și apoi la cea comunistă încă din tinerețe, intrând astfel în vizorul serviciilor speciale române. Revoluționarul rus Lev Trotsky, cel care avea să conducă alături de Lenin lovitura de stat bolșevică, l-a cunoscut paradoxal chiar în România. Trotsky venise la Constanța ca jurnalist pentru a scrie despre războiul balcanic și aici l-a cunoscut în 1912 pe Cristian Rakovski, iar între ei s-a legat o lungă prietenie. În preajma Revoluției Ruse, Cristian Rakovski trece Prutul și devine bolșevic. La Odessa, împreună cu Mihai Bujor și alți socialiști români, el a creat Comitetul Român de Acțiune Social-Democrată, care avea ca scop declarat instaurarea Republicii Sovietelor în România.
Rakovski devenise dușmanul de moarte al României și plănuia dezmembrarea ei. El a conceput politica oficială a Moscovei față de România, o politică urmată de URSS multe decenii după aceea. Planul creării României sovietice a rămas necunoscut până astăzi, deși ar merita să fie trecut în manualele de istorie. Alături de acești români care încearcă să învie românismul, există elemente revoluționare și aceste elemente îl au pe Cristian Rakovski ca principal reprezentant. Cristian Rakovski fusese bulgar de origine, activase în mișcarea socialistă de la București, din România, și în 1917 fusese arestat, se găsea la Iași, la Copou, în închisoarea de aici, este eliberat de soldații ruși și el va ajunge după aceea în Basarabia și după aceea în Ucraina și în general în Rusia, unul dintre cei mai mari dușmani pe care i-a avut România. Petrogradul și Moscova, adică regimul bolșevic, avea atâtea mari probleme de rezolvat că mai mult subestima și ignora Basarabia. Nu prea s-a ocupat de ea. Și poate asta a fost un mare bine pentru noi, ne-a dat mai multă libertate de acțiune. Dar atunci s-a întâmplat ceva la care vă referiți dumneavoastră. În decembrie 1917 s-a întâmplat ceva cu totul neobișnuit. V-am spus că erau 5 armate țariste care progresau încet, încet, dar mergeau sigur spre Moscova. Și bolșevici au făcut și ei niște armate chiar regulate, dar niște armate bolșevice care se combată pe generalii țariști. Și principala armată care trebuia să meargă împotriva generalului țarist Denikin și generalul Vrangel, aceste două armate țariste, această armată bolșevică era condusă de Cristian Rakovski. Cristian Rakovski era cetățean român, de origine bulgară, cu studii la Paris, foarte inteligent, dar cu o ură infernală, cu o ură fantastică împotriva poporului român și împotriva Rocniei. Și acest Rakovski a conceput să cucerească Moldova și să fondeze Republica Socialistă Sovietică Română cu capitala la Iași. Și el cu armata asta de 22 de divizii bolșevice, care avea misiune de la Lenin și de la Trotski să ducă să-l combată pe Denikin și pe Vrangel, el, după ce a plecat de la Moscova, pe parcurs a schimbat direcția să plece spre Iași și să pune mâna pe Moldova, să aresteze pe regele Ferdinand, să-l împuște pe primul ministru Ionel Brătianu și să proclame Republica Socialistă Sovietică Română cu capitala la Iași. De această schimbare de direcție a acestor 22 de divizii a aflat Londra, Intelligence Service. Și Intelligence Service a trimis un colonel, Hall se pronunță, și un capitan, George Hill, i-a trimis să încerce să oprească acest proiect al lui Cristian Rakovski, pentru că România era încă aliată Angliei și Franței și Anglia și Franța
țineau la România. Și acești doi ofițeri englezi s-au dus la Moscova, la Trotsky. Trotsky a zis, domnule, Cristian Rakovski lucrează pe cont propriu, nu am nicio putere asupra lui, el are 22 de divizii, ce pot face pentru dumneavoastră, pentru Anglia, este să vă dau un nou ordin semnat de mine ca ministru de război, ca să rămână pe obiectivul Denikin și Wrangel, să lase România și să vă dau o drezină, să vă duce să-l căutați pe spațiile imense ale Ucrainei, unde se... Și s-au dus cu acest ordin nou al lui Trotsky și l-au prins pe aceste armata lui Cristian Rakovski, a prins-o între Nicolaev și Tiraspol. Deci m-avea puțin să treacă Nistru, să intre în Basaran, m-avea puțin, un salt. Și a încercat Hall să-l convingă pe Cristian Rakovski, n-a vrut, el atunci colonelul ăsta Hull a cerut Consiliul Oștirii cu cei 22 de comandanți, zis general ai celor 22 de divizii sovietice, s-a făcut o ședință care a ținut toată noaptea și Hall și cu Hill i-a convins pe cei 22 de așa zis general, i-a convins că să lase România și să ocupe de Denikin și de Wrangel, pentru că e mai important să salvezi regimul bolșevic decât să extinzi Rusia înspre vest. Foarte greu și abia după încă două ore după vot a trebuit să stea pe capul lui Cristian Rakovski și în final, obosit, și Cristian Rakovski a semnat o convenție prin care se recunoaște existența, independența statului român și a dat ordin să nu mai meargă spre Iași, ci să meargă înspre sud-est, unde era Denikin și cu Wrangel. Hall și cu Hill notează în memoriile lor, că de acolo am citit eu, că din cei 22 de general, 2 au semnat cu degetul. Rakovski avea de gând să prindă România între Rusia și Ungaria sovietică, pentru că la Budapesta tocmai izbucnise Revoluția bolșevică. Astfel, România nu ar mai fi avut nicio șansă. Planul lui Rakovski a eșuat, nu numai că Revoluția bolșevică română nu a mai avut loc, dar peste doar câteva luni, armatele române aveau să intre în Budapesta și să-l izgonească pe Béla Kun, liderul bolșevic maghiar. Între timp, la Chișinău, sfatul țării oscila nehotărât între independența și unirea cu România. Sfârșitul anului 1917 găsește Basarabia nehotărâtă. Sfatul țării adoptase declarația de independență, dar actul unirii, așteptat de o parte și de alta a Prutului, nu fusese încă votat. La Chișinău era sfatul țării, care nu se decidea pentru nimic, era independent. El a copiat pe ucraineni care se declarase independent, dar nu se declara nimic unirea cu România. Acum, de ce? Asta este, să zicem, secretul Basarabiei. Pentru ce sfatul țării n-a declarat unirea cu România? Brătianu a încercat să-i convingă, domnule, votați unirea cu România, ca să putem să punem armata noastră pe Nistru. Nu a dat niciun răspuns. Regele Ferdinand l-a invitat la Iași pe Pan Halipa. Nu se știe ce au discutat, că nu s-au lăsat scris nimic în memorie.
a încercat toate felurile să-i convingă să voteze unirea cu România. Nu făceau nimic, nu spuneau nimic, nimic. La 21 ianuarie 1918 s-a schimbat guvernul Brătianu cu guvernul Averescu. Și când a venit guvernul Averescu, și el a încercat să convingă sfatul țării să voteze unirea cu România. Și l-a trimis la Chișinău pe mâna lui dreaptă, generalul Ian Culescu, care era ministru de război în guvernul. Era mâna dreaptă a lui Averescu, acest general Ian Culescu. L-a trimis, a umblat, nimic. Sfatul țării nu spunea niciun răspuns. Asculta, dar nu răspundea nimic. E, la 5 martie s-a făcut unirea dintre Moldova și țara românească de sub ocupația germană, la 5 martie, și în locul guvernului Averescu a venit guvernul Marghiloman, care a beneficiat de cele trei beneficii, avantaje obținute de Averescu și a continuat. E, guvernul Marghiloman, de asemenea, să-i convingă pe sfatul țării să voteze unirea cu România. Și l-a trimis acolo pe Constantin Stere, care era la București, care era mare personalitate, basarabean, om de cultură, rector universității, era mare. El a ținut un discurs în sfatul țării, a fost aplaudat, dar când a spus hai să votați unirea cu România, aia nu s-au mișcat și n-au votat. Atunci Constantin Stere a ieșit în stradă să convingă masele populare, pe publicul, să intre peste sfatul țării și să voteze unirea. Dar nu s-au lăsat și nu au intrat și n-a făcut nimic. Atunci Marghiloman a zis, domnule, acești sfatul țării sunt niște mafioși, niște bandiți. Și a făcut două geamantane cu monezi de aur să se ducă la Chișinău și să-i plătească, să-i pună să voteze pe bani. Că basarabeni nu au acceptat niciun ban și nu au dat niciun răspuns. Și odată, brusc, la 27 martie, fără să spună la nimeni, s-au întrunit și au votat cu majoritate absolută unirea României. E de ce? De